Pentru 5 dintre cei 41 de agricultori înscriși în program, plățile s-au efectuat deja, urmând ca restul să primească banii imediat după depunerea actelor. În ciclu 2 avem înscriși 25 de producători din cei 41 care s-au înscris în total la noi la Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj. Din cei 25, 21 sunt deja pe piață, iar în prezent la Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj s-au prezentat un număr de 11 producători agricoli care au depus documentele. Conducerea DGADR spune că și la ora actuală se găsesc pe piață roșii cultivate în solarii din Gorj. Cu toate că au un preț mai mare, specialiștii spun că aceste produse bio merită banii.